24 de firme de exercițiu, coordonate de elevi, viitori antreprenori, și-au promovat produsele de marketing în cadrul unui târg regional, organizat și găzduit de Colegiul Tehnic Alexandru Papi Ilarian. La deschiderea evenimentului au fost prezenți reprezentanții ai școlilor și ai firmelor care au ajutat la punerea pe picioare a acestui proiect, dar și autorități locale și județene. Așa cum o cunoaștem toți din domeniul economic, realizează de fapt, printr-o metodă de învățare, o tranziție mai ușoară de la activitatea școlară la activitatea reală. În orele de laborator, toți cei prezenți, suntem obișnuiți sau învățăm să ne alegem un domeniu de activitate, să prezentăm o firmă, să evaluăm sau să realizăm o materiale promoționale. La acest târg și la alte târguri ale firmelor de exercițiu, punem în practică ceea ce am învățat la laboratoare, la orele de laborator. Au participat 24 de firme de exercițiu cu participare directă din 6 județe, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Cluj și Sibiu, precum și 7 firme de exercițiu cu participare indirectă din 4 județe, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Galați și Iași, implicând direct peste 150 de elevi și 30 de profesori. Albu Paula, managerul general al acestei firme. Firma noastră se numește Pensiunea Hermăștad și se află la 30 de kilometri de Sibiu. Aceasta este mascota reală a pensiunii. Acolo avem și poze cu pensiunea în realitate. Firma se află la 30 de kilometri de Sibiu, acolo este firma mamă. Pensiunea chiar există în Sebeșul de Jos și avem multe oferte din zona Sibiului. Avem costum tradițional săsesc specific Sibiului, costum național românesc, tot specific Sibiului, și aceasta este firma noastră. Avem oferte foarte multe despre Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru, Festivalul Armania, oferim excursii în județul Sibiu, mărginimea Sibiului, rășinari, multe altele. Avem ca obiect de activitate hotel și avem și restaurant și organizări evenimente, dar ne-am axat mai mult pe hotel. Am ales culoarea mov, deoarece culoarea mov reprezintă luxul și bogăția. Hotelul nostru, fiind un hotel de 3 stele, un hotel luxos, dar la prețuri modeste, fiind cel mai scump apartament, fiind la 200 de lei. Orașul nostru, Satu Mare, este un oraș de tranzit, iar din acest motiv, clienții noștri sunt așteptați nu doar în scop de afaceri, și odihnă, ci și de odihnă relaxare, iar motoul nostru este vinul la roșu cu familia, așa să afli ce este bucuria. Eu mă numesc Mastan Bianca, sunt directorul de marketing al firmei de exercițiu Bellissima, societate pe acțiuni, de la Colegiul Tehnic Alexandru Papi Ilarian. Noi ne ocupăm comercializarea produselor cosmetice și de parfumerie, iar de anul acesta am introdus și o gamă nouă de produse bio pentru bebeluși certificate organic. Suntem firma Chica SRL de la Jibou, Liceul Tehnologic Octavian Goga. Ce anume, ce produse promovați voi în cadrul firmei? Avem produse artizanate din mai multe culturi, după cum se vede și costumul meu este din oaș. Avem și pictate manual, chiar și tablouri pictate manual și ne ocupăm și de quilling. Mă numesc Mâneșan Georgiana, sunt de la Liceul Tehnologic Voievodul Geluzalău și sunt managerul firmei de exercițiu Anifio SRL. Firma noastră se ocupă cu comerțul de flori și plante și ne-am diversificat oferta cu aranjamente florale pentru diferite evenimente, obiecte de artizanat și obiecte decorative. În special ne axăm pe obiectele de artizanat din Sălaj. La târg, elevii angajați în firma de exercițiu derulează tranzacții virtuale, dar își promovează în mod real imaginea de viitori întreprinzători sau angajați instruiți ai firmelor de exercițiu. La finalul concursului, juriul a premiat cele mai profitabile idei de afaceri.